Bună ziua! Deschidem astăzi o nouă secțiune pe site-ul PS News și mulțumim actorului Ișvan Teglaș că ne Și ajută mulțumesc. să debutăm în acest context cu interviurile în mansardă. Sunt interviuri pe care noi ni le dorim să fie altfel decât ceea ce v-am obișnuit până acum. Interviuri relaxate despre De topic mansardă. de mansardă, exact, și în care își propun să arate exact ceea ce fiecare are în mansarda proprie, cumva este și Așa un e. joc de cuvinte. Și o să vă asigur că tot ce vorbim aici nu a fost nimic regizat, chiar dacă începem cu un actor celebru pe scenele din București. Mă rog. Avem un punctaj așa de orientare și o să încep direct. Sunteți unul dintre cei mai consumați actori din momentul de față. Sunteți o emblemă, jucați la Național, dar și în teatrele independente. Aule, asta sună așa ca un Așa e. A verdict. fost 2016 anul dumneavoastră, da? Mulțumesc, dacă așa vi se pare, sunt Așa se fericit vede din să aud. exterior. Mulțumesc. Care este spectacolul în care îl simțiți cel mai în vogă în momentul de față? În vogă, În vogă. în momentul ăsta, mă rog, eu mă feresc cumva de cuvintele astea de vogă și așa, mai ales pentru că se folosește foarte mult și uneori ajunge să aibă și alte conotăți, ceea ce nu-mi place, dar într-adevăr am un spectacol, mai multe și aproape toate în care joc sunt solicitante și cumva asta mă bucură pentru că m-am pregătit pentru asta și chiar mi-am dorit foarte mult acest lucru. Dar spectacolul care probabil mă consumă cel mai mult, ca să spun așa, este Hedwig and the Angry Inch, într-un spațiu aproximativ nou, Point, se numește, și este făcut după scenariul Hedwig and the Angry Inch de pe Broadway. Noi un pic l-am schimbat și am încercat în primul rând, tocmai pentru că se întâmplă într-un spațiu independent și e foarte important că în spațiu independent, totuși lumea, noi, cei care suntem și care reprezentăm acest spațiu, vrem să facem lucruri autentice cumva și nu numai moderne sau contemporane sau așa, ci lucruri care au legătură și cu noi, pentru că temele astea de fapt nu sunt foarte departe de ce se întâmplă la noi sau de cum ne simțim noi și așa mai departe. Și este un spectacol punk rock, cu muzică punk rock. Noi pentru acest spectacol, eu și colegul meu care jucăm, Răzvan Alexe, am făcut mari eforturi ca să facem față la cântat în primul rând, dar este ceva care e... Multă lume zice că nu e teatru sau nu e concert. Și de fapt nu e nici teatru, nici E concert, la ci de fapt sunt mijlocul, ambele, da. da. Așa că cred că ăsta e spectacolul în momentul. Dar toate eforturile astea, practic, aduc săli pline. Am fost în sălile de la Național, de la Bulandra, de la teatrele consacrate din București, am fost în teatrele independente, Godó, Metropolis Point, câteva. Sunt săli pline care vin, oameni care vin pentru o nouă generație de actori. Se formează. Să sperăm că așa și este. Așa este, se formează o nouă generație de aur, pentru că până acum s-a vorbit de o generație de aur cu nume emblematice, cu idoli creați în zeci de ani, care au traversat perioada și comunistă și postcomunistă. Acum, practic, publicul spectator vine pentru o nouă generație formată din oameni ca dumneavoastră, formată din oameni ca Marius Manole, formată din oameni, nu știu, ca Dorina Chiriac, Rodica Lazar. Sunt Frumos. doar câteva nume pe care le vehiculez, dar mult mai mulți. Simțiți că se mișcă lucrurile într-o zonă în care tinerii au mai mult acces către roluri bune, către scene bune și de Eu ce nu către bani mai mulți, că până la urmă da, și da. despre asta vorbim. Eu sincer cam mereu am fost un pic pe cont propriu și pentru că vin dintr-un alt mediu, ca să zic așa, numai pentru că sunt maghiar și pentru că am terminat facultatea în limba maghiară, ci pentru că aveam de obicei, poate că lupta cu mine însumi era un pic mereu mult prea important și atunci eu n-am făcut parte niciodată în niciun curent sau niciun val sau
Și atunci, mereu, poate că e și o chestie egoistă în asta, dar, până la urmă, eu trebuie să trăiesc viața mea și să-mi rezolv problemele mele și să văd cine sunt eu, în primul rând. Dar, într-adevăr, în ultimii ani, recunosc și eu un fel de pornire a tinerilor, și asta cred că mai mult vine de la ei, pentru că sunt mulți colaboratori aproape în toate teatrele în ultimii ani și asta e foarte bine și cred că tinerii și noi, încă tineri, să zicem, ne-am dat seama că trebuie să facem noi ceva. Ori pe cont propriu, ori împreună. Din păcate, nici noi nu suntem foarte împreună în acest lucru deocamdată, poate mai încolo sau habar n-am, dar sunt foarte multe mici regrupări, ca să zic așa, dar în mare nu suntem împreună și nu suntem de acord în foarte multe lucruri, dar ce e important e că dorim o schimbare. Și asta se vede deja și se vede și în partea independentă în orice caz, dar și în partea de stat, ca să spun așa. Nu suntem împreună, unii mai tineri sau mai puțin tineri, în multe dintre lucruri, dar în același timp cred că au fost puncte cheie în care zonele de socializare, rețelele de socializare, mediile frecventate de tineri au catalizat o opinie comună. Vă reamintesc, nu știu, alegerea președintelui Iohannis, care a avut un punct important, opinia pe Facebook și rostogolirea unui val Așa este. politic. Fenomenul colectiv, post-colectiv, tragedia de la colectiv, care a fost la fel căderea unor oameni, de fapt, pentru că sistemul încă este în picioare. Așa a pornit tot de la un număr de tineri, în principal, care au ieșit în stradă și. Da, și iertați-mă, e foarte important să precizez aici că eu, de exemplu, primul protest la care am participat în viața mea a fost pentru Roșia Montana cu câțiva ani și al doilea a fost pentru domnul Claus Iohannis și a fost și prima oară când eu m-am dus să votez. Eu n-am fost în viața mea niciodată și nu pentru că sunt cumva nu m-a interesat niciodată, dar pentru că acum lucrurile s-au adunat mult prea mult și totuși avem un cuvânt de spus, cumva mi-am dat seama că da, trebuie să mă duc și asta îmi doresc pentru toți ceilalți, mai ales pentru tine și pentru părinții noștri și avem Adică cumva. acum, că vorbim de niște alegeri, se pornesc Exact. acum, se vede deja vâltoarea politică, începe să se simtă și tensiunea crește. Da. Ce spuneți? E bună implicarea versus, adică în momentul ăsta par jocurile făcute dintr-o parte, în altă parte lucrurile parcă există o dominație, nu știu, pe partea stângă, pare că domină în momentul de față Pare, spectrul. dar nu știm sigur lucrul ăsta. Adică oameni precum dumneavoastră care au puterea să dea o direcție, care sunt ascultați în Păi mediile pentru lor noi singura culturale. soluție este doar de a ieși în momentul ăsta, pentru aproape orice. Și da, de multe ori, adică de exemplu când a fost protestul pentru că domnul Gabriel Oprea. Oprea a primit imunitate, atunci am fost și eu și sincer nu mă interesează absolut deloc lucrul ăsta. Adică da, e grav ce s-a întâmplat și înăuntru cu dânsul și înăuntru cu acea temă, dar eu nu am ieșit neapărat pentru acea temă. Eu am Pentru o ieșit pentru sancțiune că, punctuală, ci da, pentru. eu am ieșit în general pentru o chestie și vorbeam la telefon cu un prieten exact înainte de a ajunge la protest și a fost foarte interesant pentru că, că de ce te duci, că oricum nu contează și așa mai departe și am zis, măi, eu mă duc pentru că dacă se întâmplă ceva, orice, eu vreau să fiu acolo în primul rând și indiferent de rezultat, de cum se va termina și ce se va întâmpla după asta și pentru că noi atunci chiar am rupt un pic bariera acolo și a fost o energie foarte importantă acolo. Și lucruri de genul ăsta trebuie să se întâmple din ce în ce mai des, pentru că asta e singura soluție și nu-mi convine lucrul ăsta, pentru că nu cred că asta ar fi treaba mea să fac. Dar în același timp, dacă asta e singura soluție în momentul ăsta, păi atunci asta o să fac. Vorbim practic de asumare. Adică Exact. suntem în punctul în care trebuie să asumăm o direcție,
Și eu cred că alegerile din decembrie sunt un punct cheie și de cotitură în care asumăm dreapta sau stânga mai mult decât un partid politic și cred că opinia este binevenită. Da, cred că asumarea asta trebuie să vină din partea noastră, în primul rând, pentru că, cum s-a întâmplat și ieri, apropo de Curtea Constituțională, care iarăși a amânat procesul ăla legat de căsătoria gay, ceea ce mi se pare îngrozitor. Când văd la televizor căsătoria gay, deja mi se face rău. Nu e vorba, pentru că sună foarte ciudat într-un fel și te îndeamnă să crezi că ce e asta? Și nu e vorba despre asta, în primul rând, dar nu asta vreau să spun. Eu cred că habar n-am din ce cauză se tot amână lucrul ăsta, dar amânatul ăsta, eu am senzația că se așteaptă până în decembrie sau până alegeri să se vadă cam unde ne înclinăm și care va fi puterea, pentru că în funcție de asta probabil că se va hotărâ și soarta celor care vor să se căsătorească și sunt de același sex. De fapt, acolo este o frică de asumare din ceea ce îmi Da, spuneți da. și, de fapt, nimeni, ceea ce observ eu, niciun partid politic, niciun om politic, nu își Nu asumă și-a asumat, așa este. un eventual câștig sau o eventuală pierdere într-o Da. Românie probabil nu atât de conservatoare ca în urmă cu 25 de ani, dar totuși mult mai conservatoare decât țările din Europa Vestică, pe un subiect foarte sensibil. Da. Nici măcar USR-ul, care abia s-a format, nu are o părere publică despre lucrul ăsta, ceea ce într-un fel e de înțeles, pentru că un lucru care vrea ceva sănătos trebuie protejat. Și, dar pe de altă parte, na, cumva e. Dar în același timp, eu văd un mesaj din partea partidelor care știau, oamenilor politici care ne spun nouă celorlalți, haideți, asumați-vă. Veniți la vot, votul e o formă de asumare. Dar în același timp sunt foarte mulți care fug de marile teme și de o părere precisă. Ne uităm, urmează, cum spuneam, alegeri la începutul lui decembrie. Știm foarte puține despre opțiunile din punct de vedere economic, adică de-abia se vorbește, aruncă niște cifre, aruncă niște măsuri. Știm foarte puține despre ceea ce își doresc ca măsuri sociale partidele. Nu mai vorbesc de temele sensibile. Și atunci cred că este o dublă măsură în care ei cer un punct de vedere explicit din partea electoratului, dar ei stau într-o zonă călduță în care vedem cum se alege, exact cum spuneați. Da, pe de altă parte, tocmai am share-uit aseară un interviu foarte important de a unui, pot să spun aproape chiar prieten, pentru că îl cunosc, Robert Rațiu, care e șef-redactor la Beaumont, și care spune și eu sunt total de acord cu această idee că, cu toate că nu e nimic asumat legat de absolut nimic și mai ales de această temă, dar e bine măcar că se întâmplă să se vorbească despre lucrul ăsta. Și e bine că lumea își pune problema, chiar dacă sunt pro sau contra, există lucrul ăsta. Și lucrul ăsta la un moment dat trebuie rezolvată. Corect. Sau. Corect. În același timp avem exemplu, citeam chiar astăzi cum unul dintre cei mai în vogă, că tot vorbeam de vogă și importanță actori americani, Morgan Freeman, își asumă public susținerea pentru Hillary Clinton apărând într-un clip. La noi a existat următoarea temă. Sunt om de cultură, sunt actor, sunt scriitor, sunt așa. Eu nu mă bag în politică. Este corectă abordarea? Din păcate, da, pentru că nu prea ai cu cine să. Eu cred că și la Hillary Clinton și mai departe, cred că și ei aleg mai puțin, răul mai puțin, probabil, pentru că nici la noi, dacă te uiți, eu nu vreau pe nimeni care să, adică nu văd pe nimeni care să mă reprezinte într-un fel sau altul. Și atunci, bineînțeles, că mă duc acolo unde mi se pare că totuși aici se mai poate face ceva. Și da, e corect, și da, din păcate, da, așa este. Întorcându-mă la opțiunile politice și la faptul că ați menționat, și așa cum se știe, sunteți un actor de origine maghiară, venit într-un București, care este mai puțin primitor, poate, cu cei din care vin din provincie, nu știu dacă ați simțit. Nu, n-am simțit. Adică, oricum, lumea teatrului te protejează de foarte multe lucruri și asta mereu se întâmplă, nu numai în București, se întâmplă, peste tot se întâmplă. Și noi, în teatru, problema asta, chiar dacă unii glumesc cu anumite teme și așa,
Nu există o problemă reală la noi. Dar acum văd o mișcare și mă întorc în politică, n-am ce să fac, tot aici ajungem. O mișcare în care UDMR, un partid dedicat etnicilor maghiare, are o campanie extrem de virulentă și de neprietenoasă față de București, de centru. Da. Vă simțiți reprezentat? În niciun caz. Dar eu nici n-am fost, adică n-am avut nicio treabă cu UDMR-ul și tot ce știu despre UDMR, eu care sunt total apolitic și de multe ori habar n-am, este că atunci când, pe vremea când eram la Târgu Mureș, la facultate, asta a fost în, am intrat în 2000 și am intrat în 2014, 2004-2005, se tot vehicula, adică nu era o chestie foarte clară nici acolo ce se întâmplă și lumea, maghiarii pe care îi știam eu, colegii mei și chiar părinții mei și așa mai departe, cumva nu erau deloc mulțumiți de cum se întâmplă lucruri, ca să nu spun de multe alte situații, care, detalii, care poate nu contează într-un context mai mare, dar pentru omul simplu contează, adică știu că existau un lanț de magazine pe vremea prin Mureș și prin Ardeal oricum, care știu sigur că era condus de un cap, nu știu, un habar n-am, din UDMR și știu că erau puși alți patroni În care față. păreau că, adică erau multe, sunt oamenii sunt cam la fel oriunde te-ai duce Adică nu și contează neapărat deloc, pentru mine nu a partidul, contat. că calitatea umană este aceeași Da, a celor a și care nu are cont. nicio treabă cu etnie, cu minoritate, de fapt, nu, din Dar se păcate. simte în interiorul propriei etnii un val de segregare, de rupere de la centru ca un val natural, dincolo de sloganul politic? Adică vine Vă sloganul politic referiți pe ceva la care... sloganul UDMR-ului Da, sau vă da, da, referiți în da, general da. la Ca, Ungurii? la sloganul UDMR-ului ca enunț politic, dar dacă acesta reflectă o stare de fapt naturală din interiorul etniei, adică se dorește într-adevăr Probabil că eliberarea de București. reflectă starea unora, pentru că știți cum e. Lumea, în marea majoritate, e foarte neinformată, se informată foarte prost. Și tu, dacă nu-ți dorești să afli mai multe și să devii mai mult, atunci, bineînțeles, că ești condus de unii. Și atunci, bineînțeles, că mereu se găsesc oameni care, da, pe ei îi reprezintă acest slogan sau alți care, pe care nu îi reprezintă. Deci, astea, nu știu, mă simt departe de lucrurile astea Cum și... ați vedea ca formator în momentul de față de opinie culturală sunteți? Aproape deveniți Nu formator mă de opinie simt socială. așa Sunteți și pentru nici... cel puțin o zonă de oameni care Poate prea puțin. consumă. Și nici nu mă interesează neapărat lucrul ăsta. Adică nu vreau să... Nu de-aia m-am făcut actor, nu de-aia fac spectacole încât să devin un formator de opinie. Chiar nu am gândul De ăsta. opinie culturală sunteți, vreți sau nu vreți, pentru că De asta asta, este într-adevăr, mi-aș dori. Mi-aș menirea. dori lucrul ăsta, într-adevăr. Nu știu dacă sunt într-acolo, dar asta mi-aș dori, De ce într-adevăr. credeți că e important mai mult o vorbă spusă de dumneavoastră, cineva ca dumneavoastră care vine din mediul cultural, care este apreciat pe o scenă sau de un public? De ce este mai importantă o vorbă, o frazare despre viața politică, despre o anumită părere din punct de vedere social? Dau aici exemplu lui Tudor Chirilă, care în momentul în care spune ceva, se duce pe rețelele de socializare Da. opinia. Iar omul politic este, are nevoie de 30 de slogane și 20 de discursuri și tot nu atinge nici Păi măcar pentru că 1%. politicul ăsta se ocupă doar aproape și iar actorul și în cazul lui Tudor Chirilă mă gândesc că are efect pentru că e ceva sincer. Adică noi nu stăm să facem sloganul, să creăm sloganul așa, atunci normal că vine dintr-un urle de disperare și lucrul ăsta nu poate să fie decât sincer. Și reflectă practic disperarea celor Da, care. și reflectă realitatea în primul rând. Adică, cred că asta e cea mai mare chestie pentru cu că e sinceră. Și pornind de la această sinceritate pe care, așa cum am vorbit la începutul interviului, o avem în discuțiile noastre, care e opțiunea pentru România a actorului Ișvan Teglaș la alegerile ce vor urma? Stânga sau dreapta? Unde credeți că este calea pentru viitorii 4 ani? Pentru că Păi acum în niciun caz în dreapta.
Mă rog, eu nu știu dacă trebuie să spun cu cine o sărbătorez sau nu. Este. O sărbătorez cu USR, bineînțeles, indiferent de multe detalii încă neasumate, nefăcute și mai departe. Și în rest, Doamne ajută, nu știu Da. ce să spun. Votăm acum, e o campanie a partidelor axate pe ipotetici premieri. Este Dacian Cioloș care nu candidează, dar votăm pentru Dacian Cioloș. Este Liviu Dragnea Clar. care candidează, dar nu știm dacă va fi premier și PSD-ul nu are un premier. Trăim o anomalie. Este Klaus Dar PSD-ul pe Iohannis. cine propune? Că eu nu știu. Aici este o problemă, nu știm. Încă nu se știe, Cel nu? mai probabil se vehiculează nume de posibil tehnocrat și din partea PSD, dar în egală măsură este posibil să fie președintele partidului Liviu Dragnea. În contextul în care unul dintre partide, respectiv PSD, va reuși să facă 50% plus 1, va fi cel care va da premierul. Cum se împacă asta cu opțiunea președintelui Iohannis de a nu da un premier penal României, Liviu Dragnea, având condamnări știute? Lumea spune că cumva s-a întâmplat să ajungem în această situație pentru că oamenii n-au ieșit la vot. Eu, sincer, pentru mine, dacă asta ar fi adevărul, asta ar fi adevărul, pentru mine ar fi o mare bucurie, pentru că la ultimele alegeri eu am crezut că din păcate la noi în țară încă lumea se împarte între oameni foarte într-un fel și între oameni foarte într-alt fel. Și eu am crezut, după acele alegeri, că oamenii care poate sunt conduși, care se lasă conduși de unii, cum am zis și adineori, sunt mult prea mulți. Dar dacă e adevărat lucrul ăsta, că nu, nu e așa, de fapt, pentru că noi n-am ieșit la vot și din cauza s-a întâmplat asta, atunci cred că suntem bine, aș putea spune. Deci Ce spui tu? mizați pe alegerile din decembrie că va fi o participare masivă la vot sau un absenteism, pentru că omul este mult mai tentat în perioade de frig și ceață afară să stea în casă la căldură și să zică lasă votează Da, altul. nu sunt convins că va fi un număr foarte mare. Nu știu. Adică tot vrem lucrul ăsta și tot așa, dar Va fi o nu știu. mișcare din partea oamenilor de teatru, de cultură, nu neapărat de teatru, dar de cultură pentru creșterea prezenței, îndemnul de a crește prezența la vot. Probabil că va fi, dar cred că mai mult pe plan, adică pe plan personal, nu avem un grup foarte mare care să se ocupe de sau să facă lucrul ăsta. Cred că asta, cum ziceam, nu prea suntem împreună nici în teatru, din păcate. Din păcate, ca întreaga Da. societate românească. Da. O să închid cu o revenire la ceea ce place cu adevărat oamenilor care vă urmăresc pe scenă și vă întreb așa simplu cum arată o zi din viața dumneavoastră. O Pentru zi. că, fac o paranteză, știu că aveți colegi care joacă în două, trei spectacole într-o zi sau au repetiții la două, trei spectacole. Câtă oboseală și cât mai rămâne loc pentru pasiune într-o zi obișnuită? Păi, din moment ce pasiunea este asta, atunci nu ai nevoie de alte pasiuni. Eu noroc că am un cățel pe care îl scot în parc 2 ori pe zi și atunci cumva asta la început a fost foarte greu, dar acum chiar îmi lipsește când nu pot să fac lucrul ăsta și dar în rest, într-adevăr, mai multe repetiții, spectacole, uneori chiar și mai multe și eu în ultima vreme am început să mă feresc de lucrul ăsta pentru că nu e neapărat bine, sau mie nu-mi face bine deloc, nici ca om, nici ca artist, mă rog. Și, dar oboseală mare, nu prea ai timp să mănânci, ești nervos de foarte multe ori, te cerți cu foarte multă lume, dar seara după spectacol, dacă poți să bei un pahar de vin cu niște oameni dragi, atunci e în regulă. Și în toată nebunia asta, așa când doriți să aflați ce se mai întâmplă dincolo de zidurile teatrului și ce se întâmplă în scena politică și așa, unde vă uitați? Mai este televizorul formatorul de opinie sau este exclusiv internetul și rețeaua de socializare? Da, rețeaua de socializare, să zicem, și da, dau drumul la știri pentru că, na, cumva
îmi dă energie să mă enervez și Am să înțeles. zic ok, da, deci nu s-a schimbat nimic nici azi, o luăm de la capăt. Am înțeles. Mulțumesc frumos, ne dorim să schimbe ceva Doamne și ajută! ne dorim ca ceea ce spuneți să ajungă la urechile a cât mai mulți. Și mulțumim că ați venit la Și eu interviurile mulțumesc. noastre. Este o invitație deschisă către oamenii de cultură și oamenii de teatru de a continua și de a vorbi și despre altceva decât despre bucata pe care o faceți și o faceți foarte bine Mulțumesc. și să se uite cât mai mulți la ceea ce spuneți cu interes. Mulțumim frumos! Mulțumesc, mulțumesc.